Bună, dragii mei, astăzi vă prezint o rețetă faină cu paste, roșii și brânză feta. Hai să începem! Și pe lângă acestea avem nevoie de căței de usturoi, oregano, piper, busuioc și alte ierburi și ulei de măsline. După ce ați pus roșiile în vas, o să punem brânza feta în mijloc. E foarte bună. Și după, luăm căței de usturoi și punem pe margine. Dar nu în același loc. Acum adăugăm condimentele. Acum punem puțin cașcaval și le punem la cuptor 5 minute.